Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 11 grade, iar cele minime între minus 1 și 1 grad. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi parțial însorită, unde maxima a ajuns la 10 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 2 grade. Mâine meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 10 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 10 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehu Silvaniei, unde maximele vor atinge 10 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la minus 1 grad. În zilele care urmează, vremea se menține cam pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 10 grade Celsius. Miercuri vom avea parte de o zi parțial însorită. Maxima va atinge 10 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 1 grad. Joi temperaturile scad ușor, maxima va ajunge la 8 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 2 grade. În cursul zilei de vineri, maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 0 grade. Sunt Diana Baitoc și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!